Bun regăsit, dragii mei iubitori de plante, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carly Marian, iar astăzi vreau să vorbim un pic despre cu ce ștergem frunzele orhideelor, pentru că foarte mulți dintre voi și-au pus această întrebare. Mă simt dator să vin în întâmpinarea acestor întrebări cu câteva răspunsuri. Ei bine, hai să afli cam ce poți face pentru a îndepărta acest praf care se depune pe frunzele orhideelor, astfel încât să nu le vătămăm în niciun fel. Hai să afli răspunsul în minutele care urmează. Ei bine, nu cred că există o casă unde să fie și plante și să nu existe praf. Ei bine, pentru că praful se depune pe majoritatea obiectelor de decor și a elementelor care există într-o casă, ei bine, nici plantele nu scapă de această problemă și implicit orhideele. Precum vezi, te întreb oare când e nevoie să ștergi frunzele la orhidee astfel încât să nu le influențezi negativ? E bine, dacă dai cu degetul pe ele și observi că se strânge praf, atunci înseamnă că e clar must, ai nevoie să intervii într-un fel sau altul pentru a le șterge. De ce e nevoie să ștergem praful? Pentru că există o explicație logică și științific, argumentată științific, faptul că dacă se depune un strat prea gros de praf, astfel încât să ecraneze pătrunderea luminii la nivelul cloroplastelor, cloroplastele fiind acele celule care fac fotosinteza, produc culoarea verde în interiorul frunzelor, respectiv este chiar bucătăria plantei. Cloroplastele sunt cele care ajută transformarea luminii în glucoză. Așadar, dacă blocăm într-un fel sau altul absorpția luminii, nu facem altceva decât să îngreunăm buna evoluție a plantelor. E ca și cum nu-i mai dăm hrana necesară pentru a putea susține toate procesele metabolice care se desfășoară și în interiorul plantei. Ei bine, pentru acest lucru eu am descoperit prin magazine umblând că există ceva special pentru orhidee și anume am găsit niște șervețele care sunt îmbibate cu o soluție nutritivă și de asemenea conține și ceară de albine, astfel încât să confere un luciu plăcut frunzelor. Am tot auzit de varianta spălării frunzelor cu bere. Nu vă recomand să puneți bere cu apă, sau pentru că berea, după ce se uscă, devine lipicioasă, chiar dacă conferă un luciu frunzelor, atrage mai mult praful, pentru că devine un strat lipicios care absoarbe praful foarte repede, în scurt timp. Așadar, este de evitat să folosești berea din acest punct de vedere. Lasă frunzele lucioase, dar atrage praful foarte repede după aceea. Așadar, haideți să vedem despre ce este vorba. Așa cum am spus, am găsit aceste piculețe. Eu le-am mai folosit în trecut. Le știu cam cum sunt. Ei bine, în primul rând mă gândesc că un astfel de șervețel oferă și o soluție nutritivă. E bine cunoscut faptul că frunzele sunt capabile să absorbe soluții fertilizante apoase de concentrații mai scăzute prin intermediul frunzelor. Așadar, în momentul în care o ștergem, nu facem altceva decât să o ștergem sau și hrănim. Ce poate să fie mai util pentru plantă decât în momentul în care o ștergem să îi dăm și puțină hrană? Și evident să-i oferim un luciu natural. Ceara, să nu-ți închipi că existentă aici, este atât de concentrată încât să lase un strat care să ecraneze ceea ce am spus mai devreme, lumina soarelui. Nu. Este într-o concentrată destul de redusă, astfel încât să nu îngreuneze cu nimic frunza și să nu aibă un strat prea gros, astfel încât să, în loc să-i facem un lucru bun, să facem un lucru rău plantei. Nu. Și atunci mi se pare o metodă la îndemână, un șervețel de genul ăsta, să știi că poți să ștergi până la 10 orhidee, este suficient de îmbibat, astfel încât să te ajute să ștergi mai multe orhidee. În pliculeț găsești un singur șervețel, am văzut eu. Eu l-am folosit și am fost, să știi, destul de mulțumit de aceste șervețele și, într-adevăr, să știi că nici praful nu se mai așează atât de repede pe frunze. Dar evident că în orice casă, în momentul în care sunt și locuitori, evident se face și praf și atunci se depun și pe orhidee. Ei bine, trebuie să te las ca să-mi continui treaba. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, sper că ți-am dat un sfat la îndemână, să-l cauți prin magazine.
sper să-ți fie util și de bun ajutor. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, te aștept și pe Facebook, pe Carly, expertul tău în plante, de asemenea și pe Instagram, Carly Marian. Să ne revedem data viitoare cu un nou filmuleț din această fascinantă a plantelor și evident cu cele mai bune sfaturi. Pe curând!